ați spus într-un interviu, așa ca un alint, ați spus Moldova mea. Și vă auzeam acum, inclusiv afacerea se îndreaptă către Iași, către Moldova, și nu doar către Moldova aceasta, ci și către Moldova cea de dincolo de Prut, de care sunteți legat. Acolo participați și cu burse școlare, încercați să ajutați. Aveți un prieten care a fost, Ioan Sturza, care a fost premierul Moldovei. Între Moldova actuală, cea dintre granițele actuale, și Moldova de dincolo, credeți că va dispărea vreodată hotarul? Moldova de dincolo e diferită de Moldova românească, să spunem românească, așa, ca să putem face o diferență. În Moldova de peste Prut, să spunem așa, este și o minoritate bulgară, este o minoritate ucraineană și o minoritate rusă. Și toți oamenii ăștia ar fi putut să fie foarte uniți dacă nivelul de trai ar crește. Republica Moldova este probabil una din cele mai săraci țări care există. E foarte frumoasă, oamenii sunt foarte de treabă și am încercat să ajut și acolo. Am făcut 10 ani sau 15 ani, nu mai țin minte, turnee de tenis pentru copii acolo, care au reușit foarte bine. Radu Albot, care e în primii 100 acum sau primii 50, a câștigat turneul de două ori acolo. O admir pe Maia Sandu, este o femeie absolut extraordinară și încearcă să lipească Republica Moldova, cel puțin de Uniunea Europeană. Știți, dacă se alipește România sau nu, asta este o treabă care îi privește pe moldoveni, nu pe noi. Dar să poată să facă parte din Uniunea Europeană, asta le-ar ajuta enorm de mult. De aia că ar veni investiții, copiii de acolo ar putea să se ducă să facă studii în afară, fără să fie pe furtiș. Asta ar fi soluția. Urma, știți, într-o zi o să fie ca între Franța și Germania. Nu o să mai fie nicio graniță. Nici nu mai știi, ești în Germania sau ești în Franța, ești în Belgia sau ești în Franța. Nu se știe, știți? Nu o să mai fie graniță. Și asta ar fi extraordinar de bine. Și cu Ucraina, poate. Și dacă se schimbă sistemul în Rusia, poate că și Rusia ar putea să facă parte dintr-o familie mare europeană.